supra 7,56 plus ce fericit sunt 3,24 supra 7,56. Da. Și în final, 35 cu 24 face 59. Pe 56. Pe 56 și... Dacă mai poate fi simplificată, eventual, prin 2 nu, că ultima cifră nu este pară. Prin 3, dacă suma cifrelor s-ar împărți exact la 3. 5 cu 9, 14. Nu se împarte. Nici 5 cu 6. Prin 2 nu. Dacă nu aveți pe 2, prin 3 nu, prin 5. Dacă ultima cifră este 5, atunci s-ar împărți. Prin 9 nu. Deci s-ar putea să fie asta ireductibilă, nesimplificată. S-ar putea, nu se știe niciodată. Ba da. Facem studii și o să-ți arăt când este ireductibil, în ce condiții. Da. Și acum... Trebuie să aibă unul impus. Hai să ne întoarcem la problema noastră. Da. Măi, ce mult aș vrea să fie același numitor la un cap la așa altul. Wow! Dar nu cred că reușesc eu. Ce numitor tâmpit este asta? Adică un număr care se împarte exact și la ăsta, și la ăsta, și la ăsta. Asta e numitorul comun. Nu, cum sunt numere, numere pare toate, asta e clar. Deci au un divizor par. De ce sunt numere pare? Pentru că... numitorii sunt pari, nu? Asta vrei să spun. Da, exact. Numitorii sunt pari și... Adică e produsul dintr-unul par și altul impar. Atunci produsul este par. Nu. Și Georgica... Acum. Măi, și nu-mi vine nicio idee în cap. Nimic nu vine în minte. Și atunci știi ce am să fac? Eu am să... Putem amplifica. Păi cu cât? Să fie același... Fiecare relație, fie una câte una. Le amplificăm pe toate cu... Ai putea tu să-mi dai deodată răspuns? Da, cu 2. Pe toate le amplificăm cu 2. Toate cu 2? Da. Și ce crezi că va veni? 2 supra 4? 2 supra 4 ori 3? Nu, e... Fel de cu 3, nu se mă fracții, nu cred că foarte tare este asta. Mai dacă nu vine în minte și nu vine și nu vine... Sunăm un prieten. Sunăm un prieten? Sunăm un prieten, îți pare de vreo idei. Pe care prieten? Pe care prieten? Prietenul profund la ți-ar sunăm. Nu? Să vedem profund online, să vedem. Mi se întâmplă asta. Știu, în timpul lecții, foarte mulți care mă sună și spun, avem o problemă, domnul profesor, am ajuns până aici și nu știu ce să facem mai departe. Eu, descurcându-mă 100 de fracții, aș vrea să iau numai două din ele să mai descurc. Ca să vedem un exemplu din nou. Să vedem o situație particulară. Deci luăm o situație particulară. Deci, hai să zicem așa. Luăm o situație particulară. În paranteză, cu două fracții. Da? Cu două fracții doar. Și zicem, ies 2, aici ies 100 a fost, că a fost cu 100 de fracții. S2 este egal cu 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. Da. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. Asta ne-am descurcat. Eu zic. Adică... Putem să calculăm. Am putea vedea exact. Da, trebuie să vedem exemplu cum ca să meargă și pentru toate. Și mai departe, da? Eu zic să lucrăm pe asta, să vedem cât ne dă. Da. Cât, cu care ar fi numitorul comun? La ce număr să fie școlă și școlă la fel? Cât ar face aici când înmulțim? 2 ori 3 face 6. Aici 2. Și 6 este bun, că 6 se împarte și la 2. Atunci pe asta cât sunt? Deci ar face 1 supra 2. Hai să scriu. 1 pe 2 plus 1 supra 6. Și acum? Prima amplificăm cu 3. Cu 3, sigur că da. Și ar deveni
3 pe 6 plus 1 pe 6. Ce fericiți suntem! Și rezultatul face 4 pe 6, care 4 pe 6, nu? Da. Și putem simplifica acum fracția prin 2. Cum se amplifică, se poate și simplifica. Că da. Am 2 se împart la 2 da. Și, și cât este? 4 împărțit la 2 face 2. Și 6 împărțit la 2, 3. Deci răspuns corect, 2 pe 3. Asta e răspunsul tot timpul. La, nu, nu, nu. La primele două. Da, da. Nu, știu, nu toată suma. Nu toată. Hai să facem cu S3, adică să adunăm 3 fracții. Nu cred că mai merge. Nu cred că mai merge, da? La S3 va fi 1 supra 1 ori 2. 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Egal cu. Cum propune să facem asta? Le amplificăm pe toate? Nu, că ar fi. Facem cum la prima dată, facem mulțile. Să facem mulțile. Deci ar face egal cu 1 supra 1 ori 2 face 2. Plus 1 supra 6. De acord? Da. Și plus 1 supra 12. Iar numitorul, care ar fi numărul care ar fi cel... Pe 6 îl amplificăm cu 2 și pe 2 îl amplificăm cu 5, 6. Cu 6. Pentru că 12 se pare că e deștept. Da. El este cel mai mare și are și calitatea că... toți ceilalți sunt divizori al lui 12, adică 12 se împarte exact și la 6 și la 2, da? Da, da. Deci ai spus tu bine aici, amplificăm cu cât cu? Amplificăm cu 2 și da. La 2 acolo amplificăm cu 6. Cu 6. Adică 6 ori 2 egal cu 2 ori 6. Și face 6 pe 12, de acord? Da. Plus 2 pe 12. Da. Și plus 6, plus 1 pe 12. 12. Și iată final, egal cu... Tot. 6 și cu 2, 9 pe 12. Acum trebuie să simplificăm. Simplificăm cu 3. Prin 3 simplificăm și cât a dat? A dat 3 la 4. Pe 3 4. Pe 4. Băi, ce chestii. 3 pe 4. Așa e în continuare. Deci, mai înainte când am adunat până la 1 pe 2, pe 2 ori 3, mi-a dat 2 pe 3. Mi-am dat seama. Când am adunat până la 1 plus 3 pe 4, eu dau 3 pe 4. Cele mare număr. A, are, apoi 4 pe 5. Are 2 divizori. Apoi 4 pe 5 bănuim că va da. Deci mai mare și are divizori 2, 6, 12. Și putem amplifica ca să dea numitorul la fel. Deci atenție ce o să-ți dau Mihăiță. Mihăiță a zis așa. Eu știu răspunsul la următoarea fracție. La sumă. La suma ies 4. Care este 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5. Mihai, egal cu cine ai spus, cu emoții, mi-ai spus așa, 4 pe 5. Pare să fie egal cu 4 pe 5. Dacă prima dar... ne-a dat 2 pe 3 și a doua ne-a dat 3 pe 4. Deci când s-a, când s-a oprit suma la 1 pe 2 ori pe 3, ne-a dat 2 pe 3. 4 pe 5, da. Pare să fie așa, da. Nu prea suntem siguri. Eva, da, suntem. Să calculăm. Pe asta n-am făcut-o cumva? Ba da, ba da. Păi cum să ai și-o aplicat 3 pe 4. Deci e bucata dinainte. 3 pe 4. Deci ar însemna 3 pe 4 plus... Aplicăm cu 5. Plus 1 supra 4 ori 5, da? Da. Asta este S4. Că nu suntem noi... Acum... Să copiem din nou tot. Nu suntem cu... Să copiam toată povestea, să mai facem... Dacă am făcut o bucată asta, da. Mai facem asta. Dar știm că e 3 pe 4, e muncită de noi. Nu poate nimic să sară. Mi-am dat seama și la a doua am făcut amuncită. Și acum aici amplificăm cât când asta? Cu 5. Cu 5 toate. Și va face 5 ori 3, 15 supra 5 ori 4, 20 plus 1 supra 20. Și rezultatul 15 și 1 face 16 supra 20. Și acum simplificăm fracția 4. Prin 4. Și face 4, 4 pe 5. 4 pe 5. Foarte tare. Și tot așa. Apoi 5 pe 6, apoi 6 pe 7.
tot așa. Hai să vă spun ce am pățit eu la clasă când predam chestia asta. Copiii au sesizat și au zis, gata, merge. Dar un gică contra, un copil care stă acolo în bancă, fără să spună mari lucruri în timpul lecțiilor, o zic că el nu crede. Așa mă zic că nu crede, că e bun așa. Sigur că m-am înfuriat și a zis, bine mă, hai să-ți fac... Dacă nu crezi, hai să-l hai să-ți facem următorul pas. Hai să facem ce zici tu. Hai să facem cerința ta, că tu nu crezi că la următorul, când ne-am duce până la 15-6, deci ies, care era asta? Ies 4, parcă, sau ies 5? Ies 4, nu? Ies 5, ies 5. Eu știi ce am observat? Că am să zicem fracția 1 pe 4 ori 5. Am observat că e 4 pe 5. Pe următor ar fi 5, 1 pe 5 deci ori 6. 1 supra 1 ori 2. Că asta au zis el, că nu crede. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Plus 1 supra 4 ori 5. Asta am făcut-o până aici, nu? Și acum mai puneam un cofrație. 1 supra 5 ori 6. Nu. Și el a spus că nu crede că aici va face 5 pe 6. Și nu crede. Eu m-am înfuriat și am zis, bine mă, hai că-ți fac. Na. Toată asta n-am făcut-o, mă. Eu, nervos un pic. N-am făcut-o? Da, zice eu. Și cât a fost asta, că am muncit la ea? 4 pe 5 a fost, zicea. 4 pe 5. Plus 1 supra 5 ori 6. Egal cu. Și aici amplificăm cu 6, nu? Cază la 30, da. Și face 6 ori 4, 24. Plus 1 supra 5 ori 6, care este 30. Și face 25 pe 30. Care se simplifică printr-un 5 și face într-adevăr 5 pe 6. Mă, ești corect, ești mulțumit, mă, eu furios la el. Ești mulțumit acum? Nu. Mai vreau următoare. Cum nu, mă? O vrei pe următoare? Da. Vreau până la sfârșit. Zice, nu știu dacă la următoare e bine. Păi, exasperat. Încă o dată. Mă duc la aia, ies 6. Ies 6. Acum mi s-a urcat să se începe. Mai nervos era. Îmi venea să muși din cret, așa. Și atunci m-a zis, unu, bine mă, scârșeni de dinți, furios. Unu supra, unu ori doi, plus unu supra, și cred că o loveam în tablă, unu supra, doi ori trei, plus unu supra, trei ori patru, plus unu supra, patru ori cinci, plus unu supra, cinci ori șase, plus 1 supra 6 ori 7 este egal cu... Păi, egal cu 6 pe 7, spun eu. Să vedem. Vorbește și tu pe eu. Iar ca Ștefan, așa. Vreau să văd dacă e bine. 6 pe 7. Bine. Până nu văd, nu cred. Da. Toma, ne crezi și o seară. Da, știu. Iar bucata asta, am făcut-o, mă? Am muncit mai înainte? Da. Cât este asta, spune 5 pe 6, ziceam. Mai trată la joc, la discuții. Plus 1 supra 6 pe 7. Bun, și amplificăm aici cu 7. Și face 7 ori 5, 35, plus 1 supra 7 ori 6, 42. Și face 36 supra 42. Și simplificăm prin 6. Și face 6 pe 7. Bă, e clar, mă, zic, e clar acum. Nu. Nu! L-am dat afară. Păi zis, nu l-am dat afară. No, ce să-l dau afară? Am încercat să păi stai dacă stai de acum, îl bate joc dimineți. Eu dacă îi fac și pentru 6 pe 7, și îi fac și pentru 7 pe 8, el mă întreabă, dar următorul e bun? El nu crede. Și dacă am o... problemă. Și dacă am atâtea fracții, 100 sau 200 de fracții, sau 300, că nu-ți pot scoate la cap. El nu, așa, el nu se oprește până nu termină. Așa, până nu termină problema pentru el. Dar dacă ar fi fost cu ien acolo, adică să nu se termin niciodată. Cu el. De el ce mă întreba? M-a întrebat dacă pasul următor e bun. Da? Pasul următor e bun. Văd că ne bruiază aici și ne strică filmul. Strică filmul. Păcat de ieșitul nostru. S-a înțeles, cred. Da? Ideea a fost asta. Nu? Că acum e momentul din curcătură.
Acum să facem până la oră. Acum eu am înțeles că el mă întreabă dacă pasul următor e bun. Și a zis, băi, eu dacă îți fac pentru următor, tu mă întrebi, da, celălalt o fi bun? Da, celălalt pas o fi bun? Și atunci presupun că... Nu, eu trebuie să-ți arăt că pasul următor e bun. Da, zici, să-mi arătați că pasul următor. Ca să nu mă mai întreb tu, mă. Să nu mă mai întreb următorul. Că dacă eu arăt că pasul următorul e bun, cum noi am făcut până la ăsta, și îi arăt că pasul următorul e bun, înseamnă că 7 pe 8 va fi bun. Ați făcut 5 pe 6, apoi 6 pe 7, apoi... Așa, deci trebuie să-i arăt că pasul următorul e bun, dar nu oprindu-mă așa cu 6 pe 7, ci la un anumit ordine. Așa, așa când a scris 6 pe 7 și dacă vă uitați mai jos, tot scrie 6 pe 7. Cred că am greșit eu aici. Acolo trebuia să scrie 7. Nu, este aceeași. Nu, aia aceeași. Este aceeași, 6 sau 7. Aceeași, a. 42, uite, 6 pe 7. Da. Am zis bucata asta e știută, 5 pe 6, plus. Da. Uș. Nu ce-ați făcut? Bă, chiar așa. Am zis, bă, presupun că am mers așa până la orice pas vrei tu. Până la 3000. Până la 3000. Și dacă ți arăt că al 3001 le-ai bun, mai ceva de spus? Deci presupun că am mers din aproape în aproape până la un ordin. Până la ultimul. Până la ordinul K. K. K fiind. 1000, adică 1000, 7000, 10000. Și 2 și 3. Și eu dacă ți arăt că pasul următor e bun, cum mai ce faci? Da. Ei, ia să presupunem. Ești furios, fiind. Ai zis așa, bine, cu tine n-o scot la capăt, dar am înțeles de ce. Ai dreptate. Așa. Ai dreptate. M-ai prins acum în corzi și dai în mine, așa, nu? Deci cu pasul următor e bun, dai pasul următor e bun. Acum asta ți-o arăta, că pasul următor e bun. Să fac mai mult. Și nu și-am constatat că ultimul număr e 100 pe 101. 100 pe 101. Acum rezultatul e înghițit, nu? Nu l-am înghițit, l-am intuit. Nici intuit nu l-am, pentru că am văzut multe exemple și am văzut cum a mers problema și am văzut că 1 pe 4 ori 5 este 4 pe 5. 1 pe 2 ori 3. Deci aici s-au făcut 2 pe 3, adică și 3 pe 4, când e 4 pe 5. Până aici vrei, 100 pe 101. Da, da. Intuind din aproape în aproape. Da. Dar s-ascunde și moftului. Noi trebuie, ca să fie chestia asta riguros făcută, trebuie să arătăm că pasul următor e bun. Și de aceea, trec la etapa Gigel. Gigel era ala. Gigel? Da, da. Etapa Gigel. Etapa Gigel. Da? Etapa Gigel. Gigel ne... Necredincios. Necredincios, da? Necredincios. Cum se spune? Gigel... Gică contra. Gică contra. Gigel, gică contra. Da, Gigel, gică contra. Adică cel care era împotrivă, nu? Da. Care nu vrea să creadă. Și zic și așa. Presupunem că am verificat până la ordinul K. Da. Adică am găsit așa de neapărat până la ordinul K. Nu spun cât e K-ul ăsta. Că o fi 10-100. Așa, un K la întâmplare. Adică 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus și așa mai departe, e muncită, așa, din aproape în pată, plus 1 supra K pe lângă K, plus 1. Așa este, nu? Da. 1100, 101, K pe lângă K, plus 1. Este muncită de noi, până acolo am ajuns, da. Egal cu K supra K, plus 1. Așa, exact. Că e muncită. Da. Cum a fost? 3 pe 4, 4 pe 5. Ce am muncit noi? Mă, am ajuns până aici. Și ce a spus? Și zic, dacă îți voi arăta, dacă... Îți voi arăta că pasul următor este bun. Dacă îți voi arăta că pasul următor bun, mai stai tu la gâtul meu.
Măi, ai tu curaj să mă contrazici? Nu. Arătați pasul următor, e bun. Care ar fi fost pasul următor? Suma nu să nu se oprească la K pe lângă K plus 1. Să mai fie următoarea. K plus 1 pe lângă K plus 2. Adică nu 100, 101, 101 și pe 102. Deci încă o fracție, da? Da. Deci următorul pas este 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus și mai departe plus puncte, puncte 1 supra K pe lângă K plus 1, care o știam că e bună, da. Plus următoarea fracție, asta 9, ăsta trece în K plus 1, K plus 1, cu un pas mai în față, și celălalt o face K plus 1 și cu unul face K plus 2. Da. Asta până aici e făcută. Că e muncită mai sus. Cât e? K supra K plus 1. K supra K plus 1. Plus asta care am apărat-o. Da. 1 supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Este egal. Știu că pe asta o amplific cu cine? Cu K plus 2. Așa se făcea, nu? Da, da. K plus 2. Și vine K pe lângă K plus 2 plus 1. Totul supra K plus 1 pe lângă K plus 2. Ăștia 2 sunt factori. K plus 1 pe lângă K plus 2. Egal cu aici se mulțește, se desface, se așează. Și dă, până la urmă, K plus 1 supra K plus 2, după calculuri făcute. Adică tocmai cea care... Adică numărul este plus 1. Așa, K plus 1 supra K plus 2, da? Deci cu 1 în plus. Mă, ți-am arătat că e bun pasul următor. Cum noi am mers până la 5 pe 6, înseamnă că 6 pe 7 e bun. Și fiind 1 supra 6 pe 7 bun, 7, următorul fiind bun, bun și 7 pe 8. Și mai departe. Mai poți tu, e bun pasul următor? Nu, zice. Nu, acum sunt mulțumit. Ce v-am spus eu acum, povestea asta, dragilor, este o parte a matematicii foarte importantă, foarte interesantă, care se cheamă inducția matematică. E inducția matematică în clasa a 9-a se face, sau a 10-a. Dar iată că eu am putut să vă spun sub o formă de poveste, la a treia și la a șasea, v-am stârnit curiozitatea și voi ați fost foarte atenți să vedeți cum anume merge șmecheria asta. Deci, ce are ea în conținut? Mergi din aproape în aproape, intuiești ceva că ar fi corect și arăți că este adevărat. Mai trebuie ecuație totul și pe da. Să-ți dovedești deci, răspunsul. Da. Trebuie să arăți că pasul următor e bun. Asta e toată povestea. Dar primul pas e un așa și al doilea pas e bun și al treilea așa și... Intuiești că ar fi bine. Acum trebuie să arăți că pasul următor e bun, că tu ai intuit, dar n-ai fost riguros. De aceea trebuie să l-ai pe gică contra. Ca să-i răspunzi și Gică. Asta vrea să... Da, Gică contra era cel care presupunea cele două etape. Că în prima etapă intuim cazurile particulare și în etapa a doua ne ducem și facem calculul efectiv. Ce am făcut mai înainte, neghișiți acela, am intuit o bucățică din aproape în aproape. Da, foarte frumos. Și acum am făcut o paralelă. Iată, Prof Online n-a scăpat ocazia să-ți aducă cu ocazia asta, să aducă în discuție suma fracțiilor, cum se adună fracțiile. Da? No. Vezi cum te îndrăgostește lecție. Uiți că ești la matematică. E ca o poezie frumoasă. Deci, deodată, ai așa o stare de bine. Iată, chiar Mihai a descoperit acum cum se adună fracțiile, fracții echivalente, știa fracții echivalente. Dar acum, când are două fracții, o aduce pe cealaltă să fie echivalent, să aibă același numitor, cele două fracții aibă același numitor, că pe urmă știi că le adună pe cele de sus, numărătoare să adună. Da. Foarte, foarte importantă toată această discuția noastră. Eu îți propun acum, mai aveai o negreșiță, nu? Da. Fiindcă mi-am plâne asta, hai să o oprim aici.
facem o pauză și să sperăm că nu durează mult discuția asta.